vice-directorul tot a fost... Marcel mai scurt, Lemnaru a fost amenințat de către sectorist, politicistul de sector de la Lupoica. Pentru că a fost o ședință și a spus că de ce ai fermat și ai modalități ca fi internat. Dar asta era de mult, cu ani în urmă, până să ajungeți voi la locuința protejantă. Deja erați la locuință? Da. Și Marcel era în timpul 10 zile la tratament. În timpul ăsta Marcel a fermat niște încălcări care au fost cu un stat. Păi bine, dar nu pe Marcel l-a trimis la, în exil la Bădiceni, te-a trimis pe tine. Păi lui Marcel eu pot să luat, nu știu cum, pentru asta eu pot să luat telefonul lui Marcel, pentru că... O filmat. Eu pot să luat o luni de zile. Pe urmă, el... Și el s-a comințit și l-a lăsat acolo, dar tu? Nu, el a apelat la poliție. Este cazul cu Iurița, care are video. Că el se plânge că vine aici, că cer că eu l-a luat telefonul. Aha. Dacă ați văzut acest video. Parcă da, mi-amintesc. Și de ce Marcel i-a fost reîntors telefonul, nu timp de o lume. Adică, dar și legătura are cu trimiterea ta la Bădiceni? Am și spun, și pe urmă de am eu am avut dozar penal și în timpul ăsta eu credut că să mă închidă. Dar pentru asta eu am întărăcat curtea de apel și ei de motivul acesta, în timp de ăsta eu am avut motivul să tace la agenție națională la schimbă ceală. Și de asta, de asta te-au mutat. Din locuință protejată în internat. Da. La început te-o dezinstituționalizat, după aceea te-o instituționalizat la loc. Da, înapoi la internat. Dar numai că în altă parte. Hăt la Soroca, da. Da. Și asta foarte încălcare pentru acces la informație, nu am fost acces. Eu sunt maximul jumătate de an am fost informat. Că am fost... Cum, cu jumătate de an înainte să te informezi cu stimute la Bădiceni sau ce vrei? Nu, după ce am fost... A, după jumătate de an te-ai informat și au decis despre tine. Da. Fără că să te consulte, fără că să dea drept să contești. Pentru că se expun și opoziția, a fost extrem de gravă. Uh-huh. Și de aceea, pe un termen determinat, am fost informat cel puțin târziu. Uh-huh. Deci crezi că trebuie anulat decizia asta pe motiv și de procedură, că nu te-au informat și nu te-au întrebat și pe tine? De ce și anume pe mine drept? Și de ce nu pe alte? Care este motivul? Care este... Eu spus care e motivul, că nu mai ești copil. Dar și ceilalți nu mai sunt copii și în locul tău tot un matur o adus. Păi sigur, doar este video cum avem noi o casă, cum dăm stat. Și video, există documente, să știi ce vârstă au cei din locuința protejată. Cum noi ne-am încadrat. Aveți și poză cu Dodon alături. Nu? Și cu mine aveți poză. Cu tot avem. Când am fost și ați semnat pentru mine. Da. Candideze independent. Păi e ca, păi în țara aceea ai fost la locuință protejată. Da, da, de multe ori am fost la locuință protejată. Păi și așa, văd acolo vreun copil? Nu. Acolo un Marcel de mare, am 20. Sunteți în mintea copiilor, dar sunteți maturi, aveți și buletin, teți, nu? Că altfel n-ați fi putut semna pentru mine, dacă n-aveați buletin și drept de vot. Sigur, erați și altfel, concluzia centrului de departament. Exact. De aceea, nu sunt nici un copil, nu sunt nici informat, corect, eu nu știu, și au centru de plasament și exprimări mai au. În contextul voi fi nevoit la articolul 51 sau 52 din Constituția Republicii Moldova la petițională. Voi depune o plângere, probabil, voi face și un dosar penal. Tu nu poți să faci dosar penal, procurorii și polițiștii pot. Tu poți să faci plângere penală și păi nici decide dacă e penal sau nu. Dar tu ai de gând să scrii plângeri dacă nu ți faci dreptate. Am înțeles, sigur. Iată, de ce eu cer ajutor de la autorități? Poate președintele Maia Sandu, mă cunoaște foarte bine, că i-a fost la internat, avem poză cu dânsa. Când era prim-ministru, mă tine, sau când? Nu. Sau când era ministru educației? Nu, când era candidat la 2004. Când candidat, am înțeles. 2014, când candidat era la funcție de președintele. Dodon și cu... Maia, am înțeles. Și am urez Sandu Maia, succes că a venit în funcție. Eu cer de la dumneavoastră Maia Sandu să mă ajutați. Dacă doriți, vă rog frumos să vă apropiați la centrul de plasament din Bădiceni pentru a discuta împreună aceste argumente pe care mi le incriminează
gestiere atâta și... Și administrația internatului de la orice. Activitatea centrului de patrimoniu. Inclusiv și beneficiarii colegilor mei sunt forțați să nu vorbească cu mine. Beneficiarii colegii tăi, înțeles. Încă trei băieți care au mai rămas, da. Care foștii colegii mei. Și nu vorbesc nici pe internet cu tine? Nu putem vorbi pentru că asta e extrem de gravă încălcare. Ce? E adevărat, doamnă, că n-are voie să vorbească cu băieți care au rămas acolo? Nu este adevărat. De cât îmi cunosc eu, este adevărat, eu îi cunosc. Eu cunosc pe doamna Dinaida Stacencu. Și de ce eu... Deci probabil neformal le-o fi spus. Sigur. Nu vorbiți cu Vania. Administrația centrului de plasament forțează beneficiarii care au mai rămas la plasament din locuință, unde am fost. Eu cadrat, da, că ei nu pot lua legătură. Că nu vreau să luăm legătură, că de-am acesta este nu există. Adică eu nu, de-am nu mai există acolo. Ca când am murit. Păi, da, puteți vorbi la telefon, pe internet. Păi sigur, dar este extrem de gravă ceea ce se întâmplă la centru de plasament. Inclusiv s-a trămâns și niște voce vocală de la Oasea Balacci. De cine eu? Pentru că îl forțat să ducă la locuință protejată. În caz contrar, nu acceptă la locuință protejată sau la casă comunitară, va fi și el transferat la Bădiceni. Dar pe el unde e acum? La centru de plasament. Și are vârsta de 37 de ani de amul. A, deci tot pe motivul ăsta, că de-am noi copil și trebuie să ducă în locuință. Refuză. Și el ce nu vrea în locuință protejată, nu-s mai bune condiții? El nu dorește la locuință protejată, nici la casă comunitară, dar dorește într-o familie. A, dar e posibil și așa? Este posibil și așa. Dar trebuie să găsească o familie? Păi sigur, asta e, nu știu, eu nu. Dar știu că sunt, când erau pe anii 2008 până în 2012, au fost cadrat niște... Beneficiarii familial. Am înțeles. Dar ce mă interesează, de ce administrația centrului de plasament este rând de informat și voi rând de puneți poziția pentru că eu să fiu prelungit în plasamentul de la BDC. Eu de-am cunosc. Cum să spun? Eu de-am presând. Eu de-am știu și inima ne spune că ceva nu-i la loc. Deși administrația centrului de plasament face încălcări, ca și anul 2015, cu fosta directoare Lidia Popa, că am mai avut așa cazuri. Am mai avut niște bătăi cu fosta directoare. Dar pe cine s-a bătut cu directoare? Vania Zrucean, și nu știi? Nu știu. Fizic, da? Cu pumni sau cum? Păi tu ai fost în 2012. Da, dar am uitat că erați mulți atunci. Păi, și tot erau coptii? Ei, nu chiar. Nu chiar, dar toți erau coptii, dar erau cu barbă. Da. Și de aceea nu puteți să argumentați că sunt coptii. Pără să menționează că centru de... Nu, și nu spune centru, dar casa internat pentru copii cu dizabilități mentale. Dar nu s-a schimbat centru de plasament, că după regulamentul era centru de plasament. Dar am... Înainte spuneau casa internat pentru copii. Și asta a schimb în continuare că pentru copii cu deficiențe mentale, centru de plasament. Așa le-am pronunță, copii. Dar acolo de-am luat copii. A să verificăm. Și nu a mai rămas niciun copil? Sunt, cred că. Păi, care motivul că sunt copii? Unii este dovada. Cine trebuie dovada? Dacă așa e numele instituției, e pentru copii. Așa e numele instituției, conieșnă. Dar, beneficiarii. Au fost copii, dar s-au maturizat test, da? Au bulitin. Însă a făcut depășit vârsta. Gata, nu trebuie să poate copii. Sigur. Actelor judecătorești emise, dispozitiv încheiere judecătorești din 24 februarie 2021, instanța judecătorească, judecătorii Chișinău, sediu Râșcani, judecătorul Colivețcă Grefieră Joară, cu participarea reclamantului Stanie Fivan, reprezentantul reclamantului, avocatului Cecan Ludmila, reprezentantului părâtului Prepeleac Mariană, examen ședință de judecată, public acțiune în contencios administrativ a reclamantului Stanie Fivan împotriva Agenției Naționale
asistență socială privind contestarea actului administrativ individual defavorabil, obligarea emiterii actului administrativ individual favorabil în temeiul prevederilor articolelor 10, aliniatul 2, 60, aliniatul 3, 207, aliniatul 1, 2, liter F, 208, aliniatul 3, 242 din Codul Administrativ al Republicii Moldova, instanță de judecată dispunem. Se declară inadmisibilă acțiunea reclamantului Stania Fivan împotriva Agenției Naționale Asistență Socială în partea încasării prejudiciului moral în sumă de 180.000 lei. Se explică reclamantului că declararea acțiunii ca inadmisibilă în baza temeiurilor specificate la articolul 207, alineatul 2, liter FH, cod administrativ, nu exclude posibilitatea adresării repetate în judecată a acelui reclamant cu aceeași acțiune, încheierea cu drept de recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la notificare prin intermediul judecătorii Chișinău, sediu Roșcani, judecător semnătură. La fel se dă 4 hotărâri judecătorești, hotărâri în numele legii, dispozitiv 24 februarie 2021, judecătorii Chișinău, sediu Roșcani, în aceeași componență, examinând în ședință de judecată publică acțiunea în contencios administrativ a reclamantului Stanie Fivan împotriva Agenției Naționale Asistență Socială privind anularea actului administrativ individual defavorabil, obligarea emiterii actului administrativ individual favorabil în temeiul prevederilor articolelor 224, alineatul 1, liter F, 232 cod administrativ articolelor 236-241 din codul de procedură civilă, instanță de judecată hotărăște acțiunea în contencios administrativ a reclamantului Ivan Stanev împotriva Agenției Naționale Asistență Socială privind anularea deciziei de prelungire a plasamentului lui Ivan Stanev din procesul verbal numărul 1 din 17 ianuarie 2020 a ședinței grupului de lucru multisectorial privind examinarea solicitărilor de plasament ale adulților în instituțiile sociale rezidențiale cu profil psihoneurologic gestionate de Agenția Națională de Asistență Socială și obligarea emiterii deciziei de transfer al lui Stanev Ivan din centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități adulte, Comuna Bădiceni, Raionul Soroca, în locuință protejată din Orhei, se respinge ca fiind neîntemeiată hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile de la pronunțarea dispozitivului hotărârii prin intermediul judecătorii Chișinău, sediu Râșcani, judecător semnătură. Se înmânează actele judecătorești, doamna avocat, dacă se cere hotărârea motivată, pentru o cerere, o înregistrat în cancelare, va fi redactat în termenul prevăzut de lege. Ședința de astăzi declară închisă. Prin care solicităm hotărârea motivată. Trebuie să o facă în scris. Dar o citești și după ce citești, noi cu tine îți vorbim și să... Înseamnă că continuăm mai departe. De către rămânul detalii, da? Ora, și va altcineva la urmă. Și ține de contestarea, scrie-o, sigur. Dar la Curtea de Apel, cred că și va altă, mă, poate rămânul tot undeva. Și contest, Ivan, nu vrei să rămâi la Bădiceni. Cât de hotărâri? Ați primit copii hotărâri și încheiere. Dar știi care că nu sunt de acord cu hotărârile? Scrie apel. Scrie doamna avocat. Tot trebuie. Dar și fără toc nu poți, cu toc te-ți poți scrie.
eu numele și prenumele?